perioada când am fost președinte al Consiliului de Administrare la Banca de Economie, respectiv din aprilie 2014 până în noiembrie 2014, acolo nu au avut loc încălcări, iar ceea ce se întâmplă acum în jurul BEM-ului, Băncii Sociale și Unibank este o încercare de a-mi atribui mașinățele care s-au întâmplat acolo cândva în trecut. Declarația a fost făcută astăzi de omul de afaceri Ilan Șor în cadrul unui briefing. Tot el a mai spus că pe timpul aflării sale la Banca de Economie 90% din creditele acordate au fost întoarse, iar altele 10% aduc acum în prezent profit băncii. Doi jurnaliști ruși, și anume directorul trustului Media Russia Today Dmitri Kiselev, dar și Andrei Kondrashov, au fost declarați persoana non grata în Republica Moldova. Alina Merlici, șefa serviciului de presă al Ministerului de Interne, a declarat pentru RTR Moldova că potrivit legislației cei doi nu pot să intre pe teritoriul țării noastre pentru o perioadă între 2 și 5 ani. Jurnaliștii ruși urmau să ajungă ieri în Moldova și să prezinte filmul documentar Crimeea, drumul spre patrie, care a fost difuzat duminica trecută de postul Rosia 1. În același timp, directorul general Russia Today, Dmitri Kiselev, a reacționat vis-a-vis de această situație și a spus, citat de RIA Novosti, că decizia autorităților de la Chișinău de a-l declara persona non grata nu-i face față Republicii Moldova și nu a fost una luată în mod de sine stătător, iar refuzul de a comunica este o formă de miopie politică, a mai spus Kiselev. Inițiativa deputaților PSRM de numire a zilei de 7 iunie curent, drept data alegerilor locale, nu a întrunit voturi pentru a fi inclusă pe agenda de azi a legislativului. Socialiștii constată că așa zisa reforma administrației publice locale, la care face referință majoritatea de la guvernare, nu este un temei pentru amânarea organizării și desfășurării scrutinului local. Un acord de parteneriat politic între PLDM și PNL din România va fi semnat în acest sens, fiind creat deja un grup de lucru. Ambele formațiuni și-au exprimat opțiunea clară pentru construcția statului de drept funcțional, pentru dezvoltarea și modernizarea țărilor, propunându-și să contribuie la înfăptuirea viitorului politic al Republicii Moldova și României, se mai arată în comunicatul PLDM. Persoanele, instituțiile și demnitarii care vor publica testele la bacalaureat înainte de începerea probelor sau în timpul lor vor fi sancționați. În acest sens, legislativul a votat în lectură finală o modificare la codul contravențional. Astfel, pentru acest fapt, persoanele simple vor fi amendate cu sume de la 1.000 la 3.000 de lei, persoanele juridice de la 5.000 la 8.000 de lei, iar funcționarii publici cu sume de la 5.000 la 8.000 de lei. Asociația Internațională de Dezvoltare va oferi țării noastre 31 de milioane de dolari pentru domeniul sănătății. Proiectul a fost votat în Parlament, iar termenul limită de intrare în vigoare este 9 aprilie, durata implementării fiind de 4,5 ani. Potrivit proiectului de lege, acordul de finanțare a fost semnat în iulie anul trecut, în baza strategiei de parteneriat cu Banca Mondială pentru anii 2014-2017. Olga Zvarici a fost numită în funcția de așa zis ministru al justiției de către liderul autoproclamatei Republici Transnistrene Evgeni Șefciuc. Anterior, în funcția de ministru al justiției a fost Alexandru Chisnician, care a fost desemnat ca vicepreședinte al așa zisului guvern de la Tiraspol. Consiliul Superior al Magistraturii a respins sesizarea procurorului general Corneliu Gurin, care a solicitat inițierea urmăririi penale în privința a trei judecători de la Curtea de Apel Chișinău. Unele acțiuni ale magistraților au fost recunoscute ilegale de Curtea Supremă de Justiție, iar președintele CSM, Mihai Poale Lungi, a spus că eroarea celor trei judecători nu justifică inițierea unui dosar penal, ci aplicarea unei pedepse disciplinare. Peste 170 de camioane din Rusia cu aproape 2000 de tone de ajutor umanitar au trecut astăzi granița cu Ucraina, deplasându-se spre Donetsk și Lugansk. Acest nou ajutor umanitar constă în special din alimente, medicamente, materiale de primă necesitate și materiale de construcții. De la mijlocul lunii august, Rusia a trimis în estul Ucrainei peste 25.000 de tone de ajutor umanitar. În același timp, președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a semnat decretul de promulgare a legii care prevede acordarea unui statut special zonelor Donetsk și Lugansk. Astfel, potrivit noilor prevederi, acestea se consideră ocupate temporar. Așa zisele autorități din aceste două republici autoproclamate au spus însă că nu vor coopera cu Kievul, atâta timp cât sunt luate astfel de decizii rușinoase. Mai multe persoane au fost ucise și altele rănite într-un incident armat care a avut loc într-un restaurant din orașul suedez Göteborg. Poliția a declarat că nu există indicii că atacul produs în al doilea oraș ca mărime al țării ar avea legătură cu terorismul.
Arderea gunoiului în oraș, dar și reducerea limitei de viteză sunt printre măsurile luate de autoritățile de la Paris în vederea diminuării nivelului de poluare a aerului înainte de desfășurarea unei conferințe internaționale pe tema schimbărilor climatice, care va fi găzduită în noiembrie de capitala Franței. Decizia a fost luată după ce s-a constatat că poluarea aerului la Paris a atins cote maxime.